Marian, un succes foarte important pentru Farul, 3-0 cu Flora Tallinn în prima manșă. Bună seara, o victorie foarte importantă pentru noi. Am reușit să marcăm astăzi 3 goluri, dar cred că mai putem marca destule goluri în seara aceasta. Este foarte important că nu am primit gol și primul succes în cupele europene la o diferență categorică. Nu știu dacă contează acum că era 5-2, că era 6-3, tot trei goluri diferență erau, dar pentru echipă, pentru moralul meu, al nostru, e bine că, este foarte bine că nu am primit gol. A fost un meci de luptă, vă așteaptă un retur dificil. Da, știam că întâlnim o echipă bună, o echipă campioană până la urmă, noi doar am încercat să ne facem jocul nostru și să ne impunem. Cum spuneai, au fost mai multe ocazii de gol pentru noi, cupul Alibek Budescu și-a făcut datoria în față. Da, și au făcut datoria și îi așteptăm să mai facă și de acum înainte. O atmosferă senzațională și în această seară. Da, da, suporterii Farului sunt întotdeauna alături de echipă, atât și la înfrângeri cât și la victorii. Și este foarte important pentru că avem o relație foarte bună cu ei, atât noi în teren și ei în tribună care ne susțin. Veți avea timp să pregătiți în liniște returul de la Tallinn pentru că nu veți juca în campionat. Cum aștepți? Mergeți tot la victorie? Bineînțeles, mergem să ne facem jocul nostru, să ne impunem prin posesie și să marcăm cât mai multe goluri.